Poftim? De cum vă descurcați? Și că suntem sănătoși, muncim pentru țară, pentru oameni, pentru cetățenii ca noastră. Da, nu și un speț operație, mă, dar ceva în curs și asta. O zi bună. Radu, ia spune, te rog, ai ajuns tu la stradela Codrilor, la Durulești, în pădure, casă cumpărată. Da, cum nu cumpărată, dar am schimbat. Am ajuns acolo în posesia. Dar eu v-am spus, domnul, am avut un apartament și l-am schimbat cu doamna. Cine, cu cine? Doamna care a fost posesor până la mine. Personal cu doamna, cu doamna Lupașcu. Poftim? Cu doamna Lupașcu. Cu care problemă? Ați mers unul la unul, ați schimbat un apartament ca să pământ? Corect, da. Dar nu e real. Ei, nu e real, e foarte real. Nu e real, cât costă acolo? Așa credeți dumneavoastră, real. Este în contract de schimb, care problemă? Și cât a costat? Poftim? Cât a costat? Dar sunt în declarație. Aproximativ, dar nu pot, nu țin minte, am uitat. Cât a costat apartamentul, tot așa a costat. Ai făcut schimb. Le discut, eu n-am și mă ascunde. Da, eu dacă eu n-avem în mine... Cât și vârstă aveți? Poftim? Și de cât sunteți în sistem? De cât suntem în sistem? Da. Din 2006, de când am învățat. Din 2006 până acum cât ești? E că s-o cât 14 ani. Ați făcut apartamentul care l-ați schimbat singur? Dar, desigur, la nuntă. De la nuntă, că așa, când m-am căsătorit și banii care le-am agonisit la nuntă, eu am cumpărat. Dar deci, un așa apartament, să presupunem, costă minim 40.000 de euro. Nu cred eu. Dacă luați dumneavoastră la ipotecă pe atunci când costau, el nu costau așa bani, dacă nu ați întrebat. Dar la vârsta asta, de unde ați luat bani? Poftim? Eu v-am spus dumneavoastră încă o dată. La vârsta ce? Eu v-am spus dumneavoastră. Eu m-am căsătorit în 2013. Așa. Unde banii care am agonisit la nuntă, i-am investit în ipotecă. Mi-au ajutat părinții, mi-au ajutat socrii, cam atâta le știi. Ia ca care e problema? Banii pe apartament de nuntă. Eu v-am spus de unde și care e problema. Eu n-am și ascunde, nici de matale, nici de alții. N-am, nu ne fric nimic. E frică Dumnezeu și gata. Dar mai vezi niște dosare, niște bătăi. Dosarele că sunt organele abilitare care ele se pronunță. Ce spui de-n să-i întrebați? Te puni să ceri la Centrul Național Anticorupție și ați vedea răspunsul oficial. Câte aveți? Câte dosare? Poftim? Câte dosare? Dar eu nu le duc contul. Păi pe numele dumneavoastră nu ți-i chiar nu? Dar eu nu le duc contul, domn. Care e problema? Să ies vreun dosar care s-a deverit careva, chiar și așa la care în 2016 sau 2017 cu domnul în cauză? Ce bătare sunt? Dar pe acum ta le știi tare bine. Și care e problema? Tot e bine. Și nu te zic bine. Și câte dosare aveți? Și să faceți cunoștință. E clar că te pun să ceri la Centrul Național Anticorupție și dumneavoastră îți vă dă răspuns oficial. Dacă aveți careva probleme. Sau dacă vreți să aflați mai multe. Deci funcționați în continuare fără bătăi de cap. Dacă și bătăi. Dacă faci un lucru onest și destoinic, nimeni să... Bine.